Salutare oameni și m-am găsit la un nou episod din Forza Horizon 3 și astăzi vom juca cu acest roaster minunat. Și ce am vrut să vă zic? Sunt două modele de iopt în jocul ăsta aparent. Acesta este versiunea roaster și s-au gândit oamenii să-l includă în Car Pass. Și nu știu de ce s-au gândit să facă chestia asta. În primul rând, în afară că are acoperiș lipsă, ca elemente de interior nu văd absolut nicio diferență față de celălalt. Arată genial mașina, dar plângerea mea ar fi următoarea. Ca să vă arăt la ce mă refer. Dacă mergem aici... Aia nu, trebuie să mă urc în garaj, cred. Da, la marketplace aici, la CarPass. Da, trebuie să intru să vă arăt acolo. Aveți mașine... Astea două. Ca să mergem așa să vă arăt. Op, deci, am BMW i8 2000. 15, care e practic aceeași chestie, același interior, același handling, același tot, în afară că nu are acoperiș. Cu versiunea asta, care e 2018. Și plângerea mea ar fi că, ok, n-ai vrut să faci modificări de față, de chestii, m-am gândit că, mă, măcar interiorul să-l facă dacă exteriorul nu l-au făcut, știi? Nope, e aceeași mașină. Poate ar fi niște diferențe foarte mici, dar eu nu le văd, adică... Mașina este turnată la maxim. Se contrastă foarte bine. L-am văzut pe ăla. Se contrastă foarte bine la viteze mari pe viraj, adică se ține super bine, dar este all-wheel drive. Am făcut engine swap, am pus în V10. Da, uite, luăm o curbă cu 250 la oră și că aveam 120. Așa. E mișto mașința, dar numai că... S-a deșit turbo la puțin, dar cum îi zice... Nu o să jucăm foarte mult cu asta pentru că vreau să mai continui un pic din povestea aia cu... Levlogger. Mașina asta ceva aș putea să vă recomand... La circuite, la drum de asfalt de oraș. Așa, a venit vara, în sfârșit am scăpat de zăpadă, slavă Domnului. Am încercat ceva. Vreau să văd cât de mult pot să forțez virajul ăsta pe întâia, știi? Fără drift. Apare încă 80. Oricum, mașina asta e... 90, 100... Are un top speed foarte ciudat în treapta întâia, adică în întâia să iei 129, depășești Bugatti Supersport, Chiron-ul, nu mai știu cât are. Am și Bugatti Chiron, o să fac și un video cu mașina. Am luat multe mașini, am jucat destul de mult off-camera, de acolo am foarte mulți bani, am multe curse jucate în pârnă cu ele, m-am distrat de minune. Și cam ăsta ar fi motiv și pe aia am luat mașini și le-am pregătit pentru video, să zic așa. Ca asta am ce să vă arăt. Deci, mare parte, mașina care voi o să o scrieți în cea posibil ca eu să o am în garaj deja. Am luat cam toate hipercarurile importante. Nici nu cred că aia rost să vi le arăt, că sunt prea multe, adică aș pierde prea mult timp din video. Dar, am luat Bugatti, am luat Lamborghini, Vulcan Horizon Edition, Audi, BMW-uri. Vedeți că deja sunt plin de BMW-uri. Uite, Chiron-ul... Foarte. Am reușit să obțin și demonul din misiune, ăsta SRT Demon, care e mașină de misiune specială. Ferrari 812 Superfast, FXX Kappa-ul, ce mai e, la Ferrari, mi se pare că e ăsta 458 speciale care era așa, la Ferrari. Mașinile scumpe, să zic așa, știi? Și la Lamborghini sunt mai multe, sunt Veneno, Centenario, super veloce și aici sunt trei regele, dintre care una din ele mi se pare că nu poți să obții, nu mai știu din ce motiv. Practic eu le-am pe toate. Da, Sesto Elemento, nu știu, McLaren, Senna și 720. Le-am de 4 ori pentru că de 2 ori am primit gratuit, pentru că am jucat demo și am făcut încă ceva. Și o versiune, acolo în stânga jos unde scrie la tracțiune, Rear Wheel Drive, asta și asta sunt tracțiune spate. Și astea sunt specificații. Și astea două de jos sunt tracțiune față, tracțiune All-Wheel Drive. 720S
că și scrie pre-order, că am făcut pre-order, mi-a dat-o. Are 9, 8, 10, 10, 10. O să fac un video cu ea, dar momentan vom juca cu BMW eu, pentru că el cam... Aia este vedeta, să zicem, în ziua de azi. Hai să vă arăt la ce mă refer. Deci mașina o băgatul la CarPass, adică aici, la Auto Show. Și, na, aici. Deci, practic, ar trebui să dai bani ca să poți să o ai. Nu înțeleg de ce decizia asta, că e doar un i8. Agera RS-ul, aparent, tot din CarPass. Și vedeți, o să avem pe dată, să zic așa, cum se lansează. Și urmează să mai introducă. Bun, hai să ne continuăm. Mica poveste cu... Mi-am adus aminte că mereu uit să fac chestia asta, deci chiar... În teorie ar trebui să rămână on. Practic nu rămâne. Să ne continuăm misiunea. Deci... Uite-l aici. Ne teleportăm, pe aproape. Să vedem ce ne mai pune asta să facem. Solo? Nu acceptor? Aoleu, mașina asta. I'm at the Horizon Festival and we just saw the Testarossa rerunning the sun. It's time for number 9. I've chosen Smuggler's Run and this gorgeous 2016 Aerial Nomad and we are gonna make it. Aerial Nomad 2016. Hai că cu Ferrari a fost vechi, să zic așa, nu pot să mă plâng. Dar dacă continui cu mașina de astea de... Da, știu, nu am luat-o bine. Dacă continui cu mașina asta meh, ca vlogger, ești predestinat fail-ul, adică frate, atâtea mașini, ai ales cele mai... Hai că Ferrari-ul ăla l-am înțeles, să zicem. Dar mașina asta nu înțeleg. E super boring to drive, nu e nimic interesant decât țopăiturile astea. Ea vrea să zic că probabil de experiența asta, dar nu prea-s de acord. Ce căsul că pe lor îi place să vadă chestii de raliu. Mă bate traseul. Cu toate că mă uit pe hartă, te pune să iei așa off-road random și ți arată ca și cum ar fi un drum, vezi? Și e foarte ciudat. Adică am crezut că trebuie să urmezi drumul, știi? Ce îmi plac mie fazele astea când sari și nu mai ai control asupra mașinii. Știi? Și trebuie să reduci viteza, să ai roțile pe pământ ca să ai un control, știi? Cum fac eu acum și posibil să ratezi ce point-ul ăla, fiți atent. L-am trecut în aer, adică... Mă așteptam la asta. Era să iau DNF HD, bun. Vai de capul nostru. Ok. O steluță dezamăgitor. Hai să vedem și următoarea mașină, că sunt curios. Deci a fost super plictisitoare. Chestia asta mă așteptam să fie mai mai interactivă. Sau o mașină mai interactivă sau ceva. Afară că vorbește aia. Sincer, abia aștept să fac ăla de drift. N-ai să las ultimul. Horizon level 2, 10.000 de credite. Și câștigăm și un wheel spin, am înțeles. Bun. Ia. Asta. Solo. Hai să vedem mașina. Sunteți pregătiți? Eu habar n-am ce. Încă o mașină vechi. Not talking about Xbox and PC. I am talking about
Amstrad, Apple, Atari, Amiga, Commodore. Nu știu jocurile vechi, ci că primul joc cross-platform. Un speed trap, lol. Da! Dă-i vreo kilometri, ne ia ca să atingem tot speed-ul cu mașina asta, ca să luăm un speed. Și trebuie să avem 209 în momentul în care lovim ăla, neapărat. Dacă nu, chiar mai mult ar fi recomandat. Numai că virajul ăsta... Ați înțeles voi? Oricât de bine vei tu să zici că mașina asta e bună, a fost bună la vremea ei, în ziua de zi, ne, există toate opțiuni mai bune. Chit că e o clasică, nu știu, încearcă să scoată să povestească de istoria mașinii. Lol. 237, lejer, da. Nici nu mă așteptam să fie dubios. Sunt curios dacă o să bagi mașini moderne, deja a început foarte prost, adică două mașini vechi și un off-road. Știi, adică, da. N-am făcut level, mai trebuie 1%. Oribil! That 1%. Hai să facem și ultima și o să încheiem, că să nu vă putisesc, că sincer nu sunt așa interesante astea, mă așteptam la altceva. Încă un Ferrari vechi. I'm the racer, and I thought we're in England, and Edinburgh's just up the road. So, at number 7, no big surprise, it's Project Gotham Racing and the Ferrari 355 Berlinetta. 355 Berlinetta. Ne-am dat naiba. Right, first, drive this beauty over to Edinburgh. Să conduc mașina asta 12 km, wow, chestia asta o să fie lungă. Și am 6 minute să ajung acolo, nu? Uitați aici interior. Din ce an e mașina? 1994. Bă, are interior bunicel pentru 1994, adică... Și cu aderența, tracțiune spate, se chine un pic. Pe frânare, cum așteptam, de cauciuc. Adică frânez, aștept să reacționeze și după aia trebuie să-i țin control, că altfel fugi în toate direcțiile. Mașinile astea vă dați seama că sunt... Full stock, gen n-au nicio modificare făcută. Ia uite-o. Astea sunt anti-roll bar-urile care nu se simt acum, știi? Hai că am redesat-o frumos, zic eu. Mamă, ce greu trage aici la sfârșit în a treia. Deci, dacă virez... Aproape că nu accelerează, trebuie să o las dreaptă. Și acum suntem și în vale, adică... Am frânat din timp și tot n-am reușit să... Tot n-am reușit să fac ce trebuie. Suspensiile sunt chiar o problemă la mașina asta netunată, adică... Te gândești că lumea pe vremea respectivă, în 94, considera că asta era o mașină gen Lamborghini Aventador, știi? Adică te bucura când prindea 100 fix, să zicem, în nu știu câte secunde. Și era un Ferrari, adică, na. Și acum am o motocicletă. Sau chiar și o mașină mică cu motor de 3, dar pentru că are un turbo puternic, poate să facă acel scor.
basically, do stunts and earn kudos for it. Opa. Ba, reușit să intrăm în a șasea. Da, uite că a luat 250. Aici pur și simplu m-am luptat cu aderența. Nici n-am mai accelerat, adică ați văzut că a scăzut în continuare. M-am rugat să prind aderență pe virajul ăla, să mă țină. Dar n-am cauciucuri sport și n-am. Și intrăm de la pași. Aoleu, urcă. Urcă sau scade? 2-5, 2-4, pierde MMG în pantă, pierde viteză. Nu pot să cred. Mai avem încă, mai avem puțin, că ne-am mișcat destul de repede, că avem scurteză mare. Ok. 3 km jumătate. Și vom termina... Am început la autostradă. Nu cred. 274. Da, știu, puteam să stai cercul. Hai să nu fac asta. Cu dacă nu sunt checkpoint-uri, da, mă gândesc că ai putea să tai totul, știi, dar n-ai nici damage. Dar, într-un fel, mașina asta se mișcă mai bine pe asfalt decât pe altceva, adică trebuie să țin cont și de chestia asta. Dacă mai pe pământ și mai mult face drapaj, nu mă aștept cu nimica. Mersi? M-a ajutat ăla, că m-a lovit acolo. V-a plăcut, da? Și la limită. Cât? 6 minute. Nu știu cum poți face 6 minute. Așa faci 6 minute. Greșești o intersecție. Drift. Cu greu. Da. Bun. Ce trebuie să primi niște kudos lor. But if you want to see me reacting to that, check out the video on your screen now. But pause it. First, you've got to see what we can do. Oh nu, mai până să fac ceva, am crezut că s-a terminat. Skill points. Trebuie să fac drifturi sau, mă rog, skill points. Nu mă așteptam să mă pun să fac. Donut. Ah, stăpul ăla. N-are puterea necesară să... Să pot să facă ce vreau eu, dar... Ne descurcăm. Încerc să fac slalom între astea cu driftul, dar... Motorul pur și simplu nu vrea să tragă. Cât mai am? 2 minute? Facem. E relativ ușor să fac 25.000, dar ar trebui să intrăm pe... Pe zona asta. Surprinzător în a doua, dacă are puțină viteză și se turează motorul, reușește cu greu să aibă puterea necesară să țină un drift. Optișmeni de puncte, încă puțin. Și fână mâna. Haide, 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 așa. Asta vreau să fac. Numai că vreau să-mi lovesc peretele, la.
Gata. Și mai am încă 31 de secunde să fac extra skill points, am înțeles. Treci tu prin 2 testezi și un Ferrari ăsta care patinează pe toată strada. Stai să va? Hai că nu te lovesc așa. I-am zgâiat un pic vopțeaua. Bun. Internet. O steluță. Bă, deci am condus 12 km. Încă 3 minute de drift. Și mai dat atâta. Condițiile în care am scos la toate sub timpul recomandat cu mult. Ciudat. Dar, da, cam astea ar fi misiunile. Chiar sunt curios să avansăm. Să spuneți în comentarii dacă vreți să mai vedeți din ăsta sau să mă opresc să fac altceva. Eu am zis să-l fac pe video că, na, mi se pare niște misiuni de poveste, unice. Și avem niște așteptări, aparent puțin dezamăgit. Dar îmi spuneți voi în comentarii dacă mai vreți să fac misiuni de astea. Opțiunea 2 ar fi să fac misiunea de drifturi, dacă vreți să vedeți secțiunea aia. Eu vreau să o las ultima și am să termin pe asta. Dacă e, o să termin pe asta și după aia o să continui cu restul. Ești după mizeria asta. Bun. Acestea fiind spuse, sper că am făcut acest mic episod. Nu știu cât a ieșit de lung, dar da. Și până la următoare, la revedere. Pa, pa.